Jurnalist de larg prestigiu și om care a lucrat în radiodifuziunea română din 1969, Paul Grigoriu, născut la 6 martie 1945 în Bacău, este omul cu o voce extraordinară și un perfecționist care spunea despre sine că niciodată nu-i convenea ceea ce face. Solicitat să aprecieze ce a însemnat radioul pentru el, Paul Grigoriu afirmă cu ocazia unui interviu spre sfârșitul anului trecut: radio a fost viața mea. Matinal la concert. A fost casa mea, au fost sentimentele mele câte au fost, dar fără să fie ceva fără de care să nu pot exista. Cariera jurnalistică a lui Paul Grigoriu este marcată de prestațiile estivale de la Radio Vacanța până în 1989, dar și de populara emisiune Matinal, ori de radioprogramul Noaptea Albastră sau al cotidianului Sfert Academic, a cărei ultimă ediție, de până în pensionarea jurnalistului, a fost realizat cu Traian Băsescu. Profesionist de excepție, personalitate de prim plan a radiodifuziunii române, pentru mulți chiar o emblemă vie a acesteia, exigentul Paul Grigoriu aproape că șochează când afirmă sincer că dacă ar fi să o ia de la capăt, ar alege cu totul altceva. Dacă ar fi să o luați de la capăt, e bine, dacă ar fi să o iau de la capăt, nu aș face asta. Aș vrea din tot sufletul și nu mint deloc să fiu ghitarist de muzică rock. Am visat toată viața chestia asta. Așa a fost să fie, să nu aibă ureche muzicală, dar să dețină cea mai bună voce radio din ultimii aproape 30 de ani, după cum afirmau cunoscători. Pensionar, Paul Grigoriu își petrece cea mai mare parte a timpului la casa sa din Dimbovița, pasiunea pentru radio transformându-se într-una pentru scris, iar lucrarea sa, G de la Gugiumeni, falsă monografie, apărându-i în noiembrie anul trecut.